Un moment mult așteptat, regele Charles va fi lângă sicriul mamei sale în procesiunea de la Edinburgh. Sicriul a fost adus în acest oraș ieri, iar mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta. Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II implică măsuri drastice de securitate, participarea liderilor planetei și a sute de mii de oameni la evenimentele din Marea Britanie. Înseamnă o provocare imensă pentru forțele de ordine. Despre ridicările acestui eveniment, dar și despre ultimele pregătiri înainte de sosirea cortegiului funerar, vorbim chiar acum cu trimișii speciale ai România TV, Raluca Curteanu, Neil Schnecker, vin cu toate informațiile. Vă ascultăm, bun găsit! Bun găsit tuturor! Fierbe Londra la această oră, sunt măsuri de securitate peste tot, pentru că Neil, s-a mai rămas doar o săptămână până când vor fi funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Așa cum vedeți, sunt polițiști peste tot în centrul Londrei și mai ales aici unde ne aflăm noi, la Parlament, în fața Parlamentului londonez. Spun de funeraliile peste o săptămână, dar mai important este că în doar două zile trupul neînsuflețit al reginei Elisabeta va veni pe aici, vor fi din nou cordoane de jandarmi, de restricții sunt peste tot aproape în Londra, garduri, gărdulețe, astfel încât oamenii nu au voie să circule liber pe oriunde vor, Neil. Știm că există și un incident, a fost un incident astăzi la metrou. A fost într-adevăr un incident la metrou, pe lângă aglomerația și pe lângă faptul că sunt restricții, a mai picat și curentul pe două dintre liniile de metrou, au fost evacuați pasagerii din tunel. Unii cu gurile rele spun că parcă ar fi fost o făcătură, ghinion, exact taman astăzi să se întâmple și exact și pe liniile, pe liniile care ajung aici la Parlament și la Buckingham Palace. Sunt linii foarte importante aici pentru centrul Londrei, care au îngreunat situația. Să nu uităm că astăzi fiind luni, lumea este la muncă, deci aglomerație este circulație, în este plus. Aglomerație plus turiștii care vin, însă Nils, cu siguranță va fi centrul atenției și momentul în care vor ajunge mari șefi de stat, pentru că și acolo sunt probleme, și acolo sunt restricții. Nu au voie, doamnelor și domnilor, să vină decât însoțiți de o singură persoană, să vină cu avioane comerciale, nu au voie cu avioane private. Deci cine are noroc s-ar putea ți-l imaginezi pe Joe Biden venind cu... Și mă gândesc, apropo, că au zis că iau de asemenea cu autocarul, mă gândesc cum arată Joe Biden în autocar. Îți dai seama cam cum va fi treaba asta. Cu Macron, pentru că și dumnealui vine, mai vine și președintele Turciei, deci capete luminate, capete încoronate, pentru că vin și mari regi ai Europei. Împăratul Japoniei, de asemenea, vine și el. Și acolo sunt restricții, pentru că nu au voie să stea mai mult de 3 minute la căpătăiul reginei Elisabeta, nu mai vorbim de restricțiile pentru oamenii de rând, pentru că ei vor trebui să treacă prin măsuri de securitate sporite, cam ca la avion. N-au voie cu arme, n-au voie cu metale la ei, exact. Și va fi un tur de forță, am putea spune, pentru că vor fi cozi care vor dura zi și noapte. Trebuie spus că catafalcul va fi disponibil, ca să spunem așa, și zi și noapte, astfel încât toți oamenii care vor să-i aducă un omagiu reginei să poată să o facă și cu siguranță cred că vor fi milioane de oameni. Știm că în momentul de față sunt în jur de 2 milioane de turiști, am citit din partea autorităților londonene.
londoneze spuneau că sunt în acest oraș 2 milioane de turiști, care sigur o bună parte din ei vor vrea să treacă prin această vizită a catafalcului. Au anunțat de asemenea că fiind ore întregi de așteptare, nu vor avea unde să se așeze, ca atare trebuie să se înarmeze cu foarte multă răbdare polițiștii și cu forțele de ordine, pentru că sunt și forțe de ordine în plus față de polițiști care asigură siguranța în această zonă. Vor schimba din când în când aceste zone de acces și ca atare spune ca lumea să asculte cu mare atenție la ceea ce îi spun, le da, spun forțele de ordine. Aici nu poți să te joci, nu poți să negociezi absolut deloc. Nici noi nu avem voie să dăm aceste, să facem aceste transmisiuni de oriunde. Trebuie să avem acreditare, așadar este o strictețe maximă aici. Însă se anunță zile pline de emoții, pentru că noi am fost zilele acestea și la Palatul Buckingham, acolo unde puteai pur și simplu să simți emoții. Au venit foarte mulți oameni cu lacrimi în ochi, cu flori, cu am văzut și cu jucării copiii care au venit să-i aducă un ultim omagiu regine și cu siguranță londonezii și nu numai ei vor veni aici și se vor înarma cu răbdare pentru că merită. Fac asta pentru regina lor, pentru suverana care le-a fost alături 70 de ani.